Un tir s-a răsturnat în șanț în dimineața acestei zile pe drumul național 5, pe sensul de mers către Giurgiu, în apropierea localității Plopșoru. Accidentul rutier a fost provocat de un conducător auto în vârstă de 35 de ani din Republica Moldova. Șoferul le-a declarat polițiștilor veniți la fața locului că a dormit la volan și s-a trezit în momentul în care a părăsit partea carosabilă. Un bărbat de 35 de ani din Republica Moldova, în timp ce conducea un autotren pe drumul național 5, la kilometru 40 a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanț. În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale fără victime. Conducătorul auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Din declarația conducătorului auto rezultă faptul că acesta ar fi adormit la volan. Din fericire, traficul nu a fost îngreunat. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. În urma cercetărilor, polițiștii l-au sancționat pe șofer cu o amendă contravențională în valoare de 500 de lei pentru alte preocupări care să-i distragă atenția la șofat.